Și atunci începe să fie o duhovnicie adevărată. Încă un amănunt al duhovniciei, aș zice. Taina spovedaniei. Știm că preoții trebuie să țină taina spovedaniei, dar să nu credeți că asta e numai ca să pocrotim de durere și de rușine și ca să încurajăm sufletul care vine la noi să se deschidă fără frică. Nu este numai asta. Este o lucrare mult mai mare. În taina duhovniciei, precum probabil că toți știți, mai ales a spovedaniei, nu poate să pătrundă diavolul. Dar diavolul, care știe, e viclean, nu numai rău, ci viclean, știe el cum să învârte lucrurile ca să ghicească. Dar cu cât îl lăsăm să ghicească mai mult, cu atât o să avem mai mult răgaz să se întărească sufletul care vine la noi. Aș vrea să adaug că în Rusia țaristă era o lege civilă că în drept cuvântul preotului era, mărturia preotului era fără valoare. Și asta nu era, era multă persecuție și de la Petru cel Mare împotriva bisericii, dar ăsta era un lucru într-adevăr minunat, fiindcă prin asta vroia să ocrotească legea, taina duhovniciei, preotul să nu aibă dreptul să dea mărturie, nici bună, nici rea, fiindcă nu e vorba de asta în preoție, ci e vorba de a păstra taina duhovniciei, dar nu numai preotul. Fiindcă nu este numai a apăra, nu este numai o etică profesională ca pentru doctor, ci este iarăși o lucrare în duh. Dacă ucenicul nu păstrează taina, apoi iarăși taina este aproape anulată. Fiindcă dacă începe ucenicul să spună, a, duhovnicul meu mi-a spus așa și pe dincolo, două lucruri se întâmplă. Tu, ca duhovnic, nu poți să dai prăjitură ăstuia și bici celuilalt pentru același păcat. După înțelepciunea ta de duhovnic, știi ce va mântui și pe acesta și pe celălalt, că este nevoie ca duhovnicul, vorbind din nou din putere, a putea da viață. Duhovnicul trebuie să aibă libertate să dea unuia prăjitură și altuia bici, știind că unul prin prăjitură se va mântui și altul prin bici. Dar dacă fiecare începe să vorbească, o să se smintească. Dar și la Ava Pimen avem o semismintire dintre asta, dar el era mult prea înțelept ca să se smintească. Că au zis că duhovnicul lui îi spusese lui, lasă gândurile să intre și luptă-te cu ele în inimă. Dar altuia i-a spus, nu lăsa gândurile să intre în inimă, ci lapădă-te de ele cum vezi că au venit. Și tânărul Pimen s-a dus înapoi la Ava și a întrebat, ce e asta, că spui mie una și celuilalt părinte altceva? Duhovnicul spune, Pimen, zice, fiule, m-ai spus să-ți vorbesc ca sufletului meu. Ca sufletului meu ți-am vorbit, eu ți-am vorbit ce fac eu. Și părintele Sofronic explica că a văzut în Pimen atâta har. Da, începe dincolo. Călugărul celălalt era un, hai să zicem, o erezie, un călugăr de rând. Om de rând nu există, fiecare e diferit. Dar totuși există un adevăr și în asta. Nu ajungea la un anumit nivel de duhovnicie. Dacă ar fi lăsat gândurile să intre în inima lui și ar fi spurcat inima și nu se știe cine ar fi biruit. Sau în orice caz s-ar fi slăbit foarte mult prin aceste gânduri. Pimen însă era așa de plin de har din tinerețea lui, că spunea părintele Sofronie, duhovnicul, a observat că în orice caz harul ar fi biruit în inima lui. Dar el fiind așa plin de har, dacă nu lăsa gândurile să intre, să se lupte cu ele în inima lui, nu ar fi știut mai multe elemente, aici vorbim de elemente omenești, de experiență omenească, care îi vor fi fost de multă valoare în povățuirea lui a celorlalte suflete. Pimen știe nu numai calea harului, dar știa și vicleșugurile gândurilor celor rele, fiindcă se zbătuse cu ele în inimă și într-adevăr a devenit un pimin, adică un păstor, așa cum prorocise unul că Pimen, păstorule, de numele tău va răsuna toată pustia. Și deci nu numai
aici vedeți, nu numai în duh era mare, dar duhovnicul l-a pregătit și pentru și, cum să spun, și cu arme mai omenești de care este nevoie. Acum vreau să revin la temă, că unul i-a spus neagră și altul i-a spus albă și e nevoie ca duhovnicul să aibă libertatea asta. Dacă știți că ucenicul păstrează taina, puteți să faceți cu el ce vreți. Și ce vreți, adică mântuire vrem, nu așa cum se spune, face ce vrei. Dacă știți că nu ține taina, o să fiți cu mâinile încătușate în duhovnicia voastră, fiindcă ucenicul nu va ține taina. Dar nu-i numai asta, e iarăși o taină mai mare, o taină în duh. Când ucenicul risipește cuvintele pe care le-a spus duhovnicul și povățuirile până lumea asta, vrăjmașul nostru mai repede prinde de veste ce s-a întâmplat, care e punctul slab și știe unde să atace. Uitați-vă la povestea din Rai. Dacă mă îngăduiți să parafrazez oarecum ca să aduc mai la zilele noastre conversația. Vine, după ce Dumnezeu a spus lui Adam, din toate acestea vei mânca, dar din acel pom să nu mănânci, fiindcă în ziua în care mănânci, vei muri. Și dezvăluie, aș zice, nu atât oprește, ci dezvăluie tainele cele din Rai. Vine șarpele cu nepresimțitul la Eva, că a găsit-o mai slabă, de ce, nu știu, dar se vede că asta era faptul. Și începe prin a spune, nu cumva Dumnezeu ți-a vorbit ceva de pom, de a mânca, nu mânca, o trage de limbă. Mă iertați că parafrazez în felul ăsta, dar el era mult mai înțelept și n-a vorbit așa cum vorbesc eu acum. I-a vorbit mult mai la sigur, ca și cum știa el toate. Și așa face înșelătorul și prin oameni și prin gânduri, adică vrăjmași văzuți și nevăzuți, ne trage de limbă. Și sărmana Eva, ca un copil nevinovat, îi spune tot. Cum? Fiindcă noi spunem în rugăciune că nu voi spune taina ta vrăjmașului. Și Eva spune, ba, Dumnezeu a zis că din toate putem mânca, dar numai din pomul ăla de acolo să nu mâncăm, fiindcă vom muri. A, bun. Acum știu unde să dau. Zice dracu. Și știm cum a dat și știm unde a dat. Lucrul ăsta trebuie evitat în taina duhovniciei. Și formați ucenicii pe calapodul ăsta. Taina să rămână taină. Într-un anume sens, așa cum a citat preasfințitul și așa cum făcea biserica la început, spovedania nu este un lucru neapărat tainic, că mai mulți au fost și ca și cel din scară care s-au spovedit public și la început spovedania era publică. Dar aș zice, ce public? Fiindcă cei care duhovnicește ascultă, cei care sunt în stare să plângă cu durerile fratelui păcătos, care ca mine este păcătos, ca mine nu ajunge la slava lui Dumnezeu, și care este în stare în plâns să se roage și aude taina spovedaniei cu rugăciune, păi dracu, nu poate intra în el cum nu poate intra în duhovnic? Și așa era comunitatea din Ierusalim. Dar am căzut cu toții. Acum nu numai că nu putem asculta, dar ne smintim. Dar poate chiar cum spunea, era o poveste, cred că nici măcar nu-i glumă, când un duhovnic descoase pe un copil mic în spovedanie, dacă n-a făcut asta și aia, la un moment dat copilul mic spune, nu, asta n-am făcut-o, dar e o idee bună. Deci, adică i-a băgat în minte și ce să nu facă. Adică vreau să zic, noi ne smintim și lucrul ăsta. Că mai găsim și exemple bune de urmat, bune, înțelegeți, între ghilimele. Și în loc să ne zidim prin rugăciune pentru aproapele, ca pentru sufletul tău însuți, ne smintim gândindu-l pe aproapele un altul, ori bagiocorindu-l, ori imitându-i acțiunea rea. Despre spovedanie aș vrea să mai spun unul sau două cuvinte importante, care le-am străit eu ca fiind foarte importante. Sunt multe, este un vălmășac de gânduri, părinți sfinți. Mă iertați, dar poate Domnul ne-o da și o completa ce nu putem face noi. Dar un lucru important în spovedanie
este însuși sensul mărturisirii sau spovedaniei. Ce este spovedania? Dacă îmi iertați îndrăznirea asta, voi spune că a devenit un lucru prea clinic. Spovedania nu este numai a spune un număr de gânduri sau de fapte pe care le-am făcut. Asta e un bun început pentru un începător. Spovedania, ca tot ce este Duh, devine stare, o stare a firii omului. Ce a făcut, cum preasfințitul cita, adică vă spunea de Adam, că Adam nu s-a spovedit lui Dumnezeu. Ce era în Adam? Era o închidere lui Dumnezeu. Dacă ar fi spus, Doamne, am păcătuit, am făcut ce ai spus să nu fac, iartă, sau cum avem rugăciunile noastre, eu ca om am păcătuit, tu ca Dumnezeu iartă, noi știm că Dumnezeu are iertat, nu avem nevoie de vreo dovadă, fiindcă dacă noi într-o zi, sau mai mult, de mai multe ori, am făcut o spovedanie mai adevărată, mai cu durere, mai cu înțelegere, păi știu în ce fel am zburat, că am auzit asta și de la copii când s-au spovedit, așa, un copil de 7 ani, când și-a sfârșit spovedania, a zburdat în biserică, spune, părinte, acum zice, pot să fug, vin înapoi, zice, nu mai pot să fug, pot să zbor. Și într-adevăr, simțim sufletul, într-adevăr, cu cât era mai mare întunericul, sau să citem pe Sfântul Pavel acolo, unde s-a înmulțit păcatul, cu atât mai mare bucuria și ușurința sufletului, adică prisosește harul. Ce greutate are Dumnezeu să ierte un păcat? Și în legătură cu acele 3 zile ale Sfântului Sisoie, Părintele Sofronie m-a adăugat și dânsul. De ce 3 zile? Dacă un suflet s-a pocăit de săvârșit și îl doare pentru ce a făcut, de ce nu poate astăzi? Și zicea, fiindcă, cum se trădează cuvântarea aia din pustie, fiindcă în pustie vreau să țină o viață deosebit de... cum se zice? Aspră, riguroasă. Da, aspră, dar aș prefera cuvântul riguroasă. Și ca să nu cadă nivelul acelei rigori, a spus Sfântul Sisoie, în 3 zile sunt sigur că Dumnezeu îl poate mântui. Asta e un cuvânt pe care nu l-aș pune cu ușurință la tot poporul, dar aș vrea să-l împărtășesc totuși cu duhovnicia. Iar revenim la tema Duhului și adevărului. Patria noastră nu este Rusia sau România sau Anglia, este Ierusalimul cel de sus. Patria noastră este cea care vine, nu cea unde ne-am născut. Ne-am născut într-un cuib, ca și păsărelele, până ne vom face aripile, până vom putea zbura și noi și să ne luăm zborul veșnic spre a nu ne întoarce la același cuib. Iarăși, nu disprețuim neamul. Pentru mine, mai ales, a mă naște român a însemnat a primi totuși, zic totuși că acum ați știut privilegiile mele duhovnicești, a mă naște român a însemnat totuși mai cu seamă botezul ortodox și pentru asta am fost mai mult decât pentru toate recunoscătorul lui Dumnezeu. Da, observ niște fenomene interesante. Mă simt mai apropiat de voi de toate neamurile printre care am trăit cu mult drag și cu multă îmbogățire sufletească în privilegiile mele. Și le-am trăit pe toate ca viața mea. Adică, iertați-mă, nu le-am trăit, dar am încercat. Asta a fost dorința mea, asta a fost cultivarea mea, să intru în fiecare neam și în fiecare trăire ca trăirea mea proprie. Dar oarecum mă găsesc mai aproape de voi într-un fel. Și chiar și ce numeam eu osemintele astea ale mele, că prea începeau să mă îngreuieze și să mă doară în apus, de-abia au început să zboare pe deasupra meleagurile românești și pământul ăsta parcă avea alte emanații și parcă și oasele sunt mai consolate. Dar revenim la esențial, că acolo unde Domnul ne pune, pentru motivele pentru care Domnul ne pune acolo,
Acolo se face mântuirea noastră și mântuirea noastră este, revin la cuvântul de atunci pe care unii de acum câteva clipe pe care unii o să-l recunoașteți, că mântuirea noastră este devenirea noastră într-o ființă. Suntem pentru o scurtă durată aici pe pământ, precum am fost o scurtă durată în pântecele Maicii. Am murit vieții din pântecele Maicii ca să ne naștem într-o această viață care este existență, nu este încă ființa. Observați că Dumnezeu a spus lui Moise când și-a dat un nume, nu, eu exist. În sensul ăsta, atei poate chiar au dreptate, Dumnezeu nu există. El a spus lui Moise, eu sunt. Și acest sunt, Părinte Sofronie parafraza, eu sunt ființa. Și într-o această ființă devenim și noi, viața noastră cea de pe pământ, existența noastră de pe pământ, este o gestație de a doua, de nivelul al doilea, gestație duhovnicească în care prin libertatea lui omul se determină după cum îi dezvăluiește Dumnezeu lui viața. Și determinându-ne, devenim într-o ființă lui Dumnezeu. Murim puțin câte puțin deja pământului. Uitați că botezul este o moarte, cum spune Sfântul Pavel, că am murit omului cel vechi ca să ne naștem într-un omul cel nou, într-un Hristos. Deci de la început devenirea noastră într-o ființă este o moarte. Ne învață Domnul oarecum să tăiem coarda asta umbilicală cu lumea, prin despărțirea de lume. Și atunci moartea nu mai este nici de cum tragedie, ci împlinire și slavă, și cum veți asculta curând la Rusalii, mutare de la cele mai dureroase la cele mai bune, și la viață și la împlinire. Iarăși un cuvânt al liturgiei care exprimă lucrul ăsta, sursă avem inimile, avem către Domnul și trebuie depășite în acest Domnul, nu disprețuite, însușite și depășite toate aceste contingentele astea trecătoare, zice Domnul iarăși, cum credem citat mai din ori, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu va trece. Adică, dacă tu, omule, vrei veșnicie, îți arăt eu de ce trebuie tu să te legi, de ce trebuie tu să te lipești de cuvântul Domnului, El are veșnicia. Întâlnirea din gara de la Paris, asta, întâmplarea din gara de la Paris, a doua oară îmi cere cealaltă, numai o mică anecdotă, da, eram, cum? Pitorească. Acum 2 ani veneam de la Amiens, unde se făcuse un congres al ortodoxiei, al tineretului ortodox apusean. Obosit, mort, frânt, aproape că nu mai vedeam bine de oboseală, și eram în gara de nord a Parisului, căutam peronul și timpul când venea trenul și unde venea trenul pentru Anglia. Și mergând acolo, era un stâlp de ăsta care ține acoperișul de sticlă al gării, și era un grup de vreo 15 băieți și băiețandri, așa, stăteau în jurul stâlpului. Și când trec până înaintea lor, aud în mijlocul grupului, Doamne, miluiește! Și aici? Într-o clipă, așa mă gândeam, ce să fac, să le răspund, să nu le răspund. Clipa asta m-a făcut un pas și jumătate, m-am oprit, am făcut un pas și jumătate în derăt și le răspund, popa prinde pește. Și mă duc mai departe. De proverbul ăsta, tot din Evanghelie. Tot din Evanghelie. Ca și faci pescar. Pescar, da. Cum vedeți, părintele mă duce apă la moare când am spus că nu trebuie nici glumele luate în deșert. M-am dus, am găsit rostul și ora trenului. Când m-am întors înapoi, m-au năpădit toți, cum vă închipuiți, și le-am spus,
V-am prins, voi sunteți numai amatori, noi suntem refugiați profesioniști, dar noi toți am pățit-o ca voi, noi toți credeam că eram singuri români sau ruși, așa, și apusul e plin dintr-astea. Și după aia o vorbire unde m-au întrebat cine sunt, de unde sunt, și am vorbit nițel așa și până la urmă le-am spus, nu le-am dezvăluit toate, am spus că mă numesc Rafael și că vin din Londra și am lăsat să ghicească dacă aveau să ghicească, dar le-am spus atâta, că plecat de România, cum am spus ei, că, ca să găsească un trai mai bun în apus, și i-am dezamăgit nițel, adică le-am arătat anumite lucruri ale apusului pe care noi profesioniștii le știam, dar ei, adică să nu aibă gânduri de-astea prea înalte. Dar între altele le-am spus, uitați ce, ori aici, ori în România, căutați un singur lucru. Și le-am spus că trăim puțin pe pământ. Singurul lucru important este cuvântul Domnului. Căutați mai înainte de toate împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și le-am spus, veți găsi ceea ce căutați ori în apus, ori înapoi în România. Asta a fost anecdota. Dacă mai aveți răbdare, să-l ascultăm pe Părintele Simeon cu un răspuns la o întrebare care mi se pare importantă pentru noi aici, și anume să ne spună Părintele Simeon în câteva cuvinte care ar fi, după dânsul, diferența între spiritualitatea ortodoxă și spiritualitatea occidentală catolică, mai cu seamă, că despre o spiritualitate protestantă poate că nici nu se poate vorbi. Câteva trăsături de caracteristice ale celor două spiritualități. Je crois que ce que nous avons dit jusqu'à présent, en soulignant l'importance de la personne dans l'orthodoxie, eu cred că ceea ce am spus până acum, referitor la importanța conceptului de persoană în ortodoxie, nous permet d'approcher ce problème. Ne permite să abordăm și această problemă. Dans l'orthodoxie, le but est avant tout, je crois, une communion avec Dieu. În ortodoxie, scopul este înainte de toate comuniunea cu Dumnezeu. Et moins un effort de la volonté de l'homme. Și mai puțin un efort al voinței omenești. Dans nos offices, nous disons continuellement Seigneur, aie pitié. În slujbele noastre zicem adeseori mereu Doamne, miluiește. L'homme compte sur la grâce que Dieu lui donne. Omul contează sau socotește, își face socoteile cu harul pe care Dumnezeu îl dă. Et cela conduit à une union entre Dieu et l'homme. Și asta duce la o uniune între, la o unire între om și Dumnezeu. On remarque cela, par exemple, dans la différence qu'il y a entre l'icône, l'icône véritable et l'image religieuse. Se remarcă acest lucru în diferența care există între o icoană adevărată și o imagine religioasă. Les deux représentent un événement, une personne et un événement historique. Deci, amândouă reprezintă un om, o persoană sau un eveniment istoric. Une réalité humaine. Mais l'icône montre en plus une dimension éternelle. O realitate umană, dar icoana arată în plus o dimensiune eternă. Je crois que si on a saisi cette différence entre l'icône et l'image religieuse de type catholique, on saisit la différence de climat qui existe entre les deux spiritualités. Dacă putem înțelege diferența care există între o icoană și o imagine religioasă, catolică,
vom putea înțelege diferența între spiritualitatea ortodoxă și spiritualitatea catolică. On peut ajouter encore que putem adăuga că la vision orthodoxe de l'homme n'est pas aussi pessimiste que dans la spiritualité occidentale. Că viziunea ortodoxă a omului nu este atât de pesimistă ca în viziunea, ca viziunea catolică. Il y a en l'homme la capacité de désirer le bien, de désirer suivre Dieu, même s'il ne peut pas arriver par lui-même à la perfection. Există în ortodoxie un om tendind dorința de a urma lui Dumnezeu, chiar dacă nu există întotdeauna capacitatea de a merge până la cap. On pourrait dire que la béatitude, bienheureux les cœurs purs car ils verront Dieu, caractérise la spiritualité orthodoxe. Deci, am putea spune că fericirea caracterizează fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu, caracterizează spiritualitatea ortodoxă. Elle souligne cette communion justement avec Dieu plus qu'une sorte de perfection de type moral et volontariste. Și caracter, și subliniază comuniunea cu Dumnezeu mai mult decât o viziune moralistă și voluntaristă. Deci Părintele la Sibiu ne-a spus mai multe lucruri despre această diferență, în care sublinia mai precis decât acum că este vorba, deci, în spiritualitatea occidentală de acest voluntarism, de acest sentimentalism, de, după aceea, de un oarecare individualism, toate derivând din faptul că, deci, s-a pus accentul pe ființă, pe natură, ori nu putem comunica, nu putem fi în comune cu ființa, ci cu persoana, pe când în ortodoxie, deci punând pe primul plan persoana lui Dumnezeu, suntem în comuniune cu persoanele divine, rămânând și noi persoane, realizându-ne ca persoane, și în dumnezeirea noastră, unirea noastră cu Dumnezeu este darul lui Dumnezeu în primul rând, deci contăm pe harul lui Dumnezeu, pe când acolo este o spiritualitate mai mult de tip moral, moralistă, deci voluntaristă, pietistă, sentimentalistă, pe când la noi o spiritualitate centrată pe tainele bisericii, pe unirea aceasta reală în dumnezeirea omului, Occidentul are frică, aș putea spune, să teme să vorbească de îndumnezeirea omului, da? Pentru că la ei unirea omului cu Dumnezeu este mai mult morală, exterioară, o grație creată care se interpune între om și Dumnezeu. Și despre satanism, ceva, și muzica rock, care e aproape tot una. Răspunde. Cosa te răspunde eu? Părintele ne-a răspuns undeva la Galați, mi se pare, despre lucrul acesta și ne-a spus că... Nu, dar le zic eu așa că... Nu, si, la muzică, la muzică, la muzică, la muzică, la muzică. La chestion. Au sujet du rock. Mais dans quelle perspective? Oui. Ben, vous savez beaucoup mieux que moi ce que c'est que la musique rock. Imaginez que de mille choses ça la musique rock. Mais ce que je veux dire. Mais puisqu'il y a une question qui est posée, je pense qu'il faut y répondre. Pentru că e o problemă pe care mă întrebați, trebuie să răspund. Cette question, on y a répondu hier soir, et j'ai dit que il faut faire attention quand on parle au nom de l'Église, parce que quand on est prêtre ou moine, on parle, disons, plus officiellement au nom de l'Église. Și totdeauna când suntem întrebați ceva, mai cu seamă când suntem oameni ai bisericii, vorbim în numele bisericii, trebuie să fim foarte atenți ce răspuns dăm. Et il ne faut pas avoir une approche négative à l'égard de tout, même vis-à-vis de ce qui est mauvais. Și nu trebuie să avem o atitudine negativă, nici negativistă,
atunci când suntem întrebați.